m-am instituit în fiecare joi, a fiecarei săptămâni în campania electorală. Ne ținem conferința de presă în sediul partidului, așa cum este firesc, în contrapartidă cu ceea ce face Partidul Național Liberal, care ieri am văzut că a organizat o conferință de presă electorală, suspendând activitatea Biroului Electoral Județean. Este un gest plin de simbolistică al Partidului de Guvernământ, care și-a permis să suspende, să evacueze Biroul Electoral Județean din sală și sigur că acest lucru este în măsură să ne arate la ce, de ce este capabil Partidul Național Liberal, care ieri a oferit probabil declarația anului prin vocea candidatului la CJ. Am aflat că în județul Bacău există comunist cu față liberală și probabil într-un acces de putere tipic domnului Paller a scăpat o declarație care trebuie să-i pună pe gânduri pe cei care susțin dreapta în județul Bacău, în municipiul Bacău sau municipiul Onești. Oamenii de afaceri din Onești au aflat că în scurt timp ori dau de bunăvoie terenurile la primăria Onești, ori dacă nu vor fi supraimpozitate cu 500% și le vor fi luate terenurile. Deci un fel de expropriere. Probabil că domnul Paller se va chinui în următoarele zile să explice că nu asta a vrut să spună, dar dânsul nu a aflat că, sau nu știe că vechea platformă de la Onești are astăzi niște noi proprietari, niște oameni de afaceri care au cumpărat acele locații de la lichidatori, de la statul român și și-au propus să dezvolte, să reînvie din punct de vedere economic Oneștiu, să dezvolte afaceri. Știu că unul este om de afaceri din județul Neamț, altul este chiar din municipiul Onești, domnul Mihai Ilie, altul este domnul Gruia, implicat în afaceri feroviare. Deci sunt oameni de afaceri care cu siguranță vor să dea locuri de muncă, să creeze locuri de muncă și Oneștiul să redevină un puternic centru economic. Practic, noi am aflat de la domnul Paller că își dorește ca județul Bacău să devină a doua Bucovină. E complicat pentru că Bucovina în sine este irepetabilă, dar noi totuși proiectul nostru, proiectul PSD-ului pentru următorii 4 ani, este ca județul Bacău să devină cel mai puternic județ din punct de vedere economic din zona Moldovei. Și sigur că acest lucru nu se poate întâmpla în urma unor declarații sfărăitoare, ci se poate realiza promovând și finalizând niște investiții fundamentale pentru acest județ, gen aeroport, gen centura ocolitoare sau autostrada Bacău-Brașov a 13, care trece și prin Onești. Sunt obiective care cu siguranță vor face din județul Bacău un județ economic foarte important pe harta Moldovei. Al doilea subiect care vreau să vi-l aduc atenției. Am văzut că PNL-ul, Partidul de Guvernământ cu prefect în funcție, atrage atenția posibilității unor fraude electorale în județul Bacău. Deci parlamentarul, președintele Partidului de Guvernământ, acuză opoziția că s-ar putea să fraudeze alegeri organizate de Partidul de Guvernământ. N-am să intru foarte mult în detalii, doar am să atrag atenția mass mediei și opiniei publice din județul Bacău asupra 3 localități. Una, Secuieni, întâmplător și localitatea de Baștina domnului Paller, unde se știe că acum 4 ani actualul primar a câștigat ca urmare a unor vize de flotant făcute în ultimele zile, în ultimele săptămâni. Acum se încearcă aceeași operațiune. Noi am făcut o sesizare la poliție și la poliția județului Bacău și așteptăm un răspuns. Iarăși, dinspre Bacău, spre Secuieni, se realizează niște vize de flotant prin care actualul primar speră să-și reporteze mandatul. A doua localitate este localitatea Itești, unde familia Ciubotaru simte că pierde puterea și pierde controlul asupra unei comunități
mici, cum este comunitatea din Nitești, dar inimoase. Candidatura domnului Uricaru de la Partidul Social Democrat pare să că le ridică probleme pe care nu le-au avut în anii precedenți și cred că la Itești și în ziua alegerilor, dar și până în ziua alegerilor, se vor întâmpla lucruri pe lângă lege. A treia localitate unde atragem atenția că se pot întâmpla lucruri incorrecte în campania electorală este Ardeoaniu, tot așa un primar pe care s-a făcut extrem de cunoscut din 2004 încoace, prin violența și în limbaj și chiar și la modul propriu, în raport cu toți cei care au încercat să-i pună sub semnul întrebării mandatul de primar. Și de această dată, Partidul Social Democrat acolo se bate cu dictatorul Diaconu prin candidatura domnului Cornel Popa, dar toate informațiile care ne vin de acolo și toate destăinuirile care le vin de acolo atestă faptul că la Ardeoani se întâmplă lucruri incorrecte. Este ridicol să acuzi, tu fiind la guvernare, PNL, partid de guvernământ, să acuzi opoziția că va frauda alegerile. Cam astea ar fi subiectele pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință, dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră. Sunt deja 3 săptămâni de campanie. Aveți niște concluzii? Cum se derulează, mă refer la modul inedit, la interdicțiile care sunt acum prin ordonanța de urgență? Și poate vă referiți și la schimbările în starea de alertă cu permisiunea organizării unor meeting-uri cu 100 de persoane. Este o campanie atipică și sunt convins că duminica alegerilor ne va oferi niște rezultate surprinzătoare prin irelevanța lor. Din punctul meu de vedere, în continuare, nu cred că este moment de alegeri în România. Cu siguranță, prezența în toate circunscripțiile electorale va fi net inferioară anilor precedenți. Noi am încercat să ne descurcăm mai mult în online, interacțiunea socială a fost redusă la maxim în toate localitățile și în toate unde am avut întâlniri electorale. Ce să spun, nu este o perioadă de campanie în care să-ți dorești să-ți faci campanie, dar asta este. Noi am început, într-adevăr, în aceste 3 săptămâni campanie în tot județul, prezentându-ne totuși la aceste alegeri pe care noi, PSD-ul, nu le-am considerat oportune. N-am alte elemente inedite a vă oferi. Ce să zic? Sunt convins că noi după 27 septembrie ne vom relua activitatea la Consiliul Județean, activitatea administrativă și ne vom continua proiectele, pentru că sunt convins că viitorul președinte al Consiliului Județean va fi domnul Valentin Ivancea. Cum catalogați afirmațiile fostului coleg de partid Cătălin Rădulescu Ahaiem vis-a-vis de unii fruntași ai Partidului Social Democrat? Da, sunt declarațiile unui om supărat că a fost exclus din PSD. Am văzut că au fost preluate de liderul PNL Bacău, iarăși ridicol, cu istericalele sale, la adresa fostului ministru al transportului, domnul Lucian Șova. Domnul Paller să nu uite că i-a mai băgat odată cuțitul pe la spate domnului Șova când era ministrul transportului și l-a vrut demis de acolo, dar dacă nu era Lucian Șova ministrul transportului, probabil că astăzi nu vorbeam de centura ocolitoare. Aici mi-ați deschis o oportunitate de a oferi și eu o replică celor de la PNL care ne-au acuzat de campanii defăimătoare. Partidul Social Democrat nu face niciun fel de campanie defăimătoare, ci face campanie asumată de informare. Sigur că sunt localități unde avem opinia noastră legată de cum s-au mișcat niște edile în acele localități. Campanie de informare nu înseamnă numai campanie pozitivă, ci și elemente cu caracter mai negativ despre acei candidați. Ne-am asumat, sunt materiale care poartă, conform legii, cine a comandat acele materiale.
ei le trec la capitolul de defăimătoare, dar eu țin să vă reamintesc că la începutul acestei campanii am atras atenția asupra unui primar de la Filipești, ce probleme are în raport cu legea și cu cheltuirea banului public și chiar cu fraudarea banilor europeni. Există document public prin care este începută urmărirea penală împotriva acestui domn Lungu, care trebuie să plece la primăria Filipești, care, ce să vezi, practică niște lucruri pe care eu nu le mai credeam posibile în 2020 în administrația publică locală. Contractează lucrări fără aprobarea Consiliului Local, iar procedurile de achiziție le abordează de o manieră proprie, nu ține cont de niciun fel de limită impusă pentru încredințări directe, pur și simplu face încredințări directe fără niciun fel de jenă, indiferent de sumă, nu are nicio teamă față de lege și există document prin care s-a început urmărirea penală împotriva domnului Lungu pentru felul în care cheltuiește banul public, fără aprobarea Consiliului Local și încălcând legislația în achiziții publice. Așa că până să ne mai certe pe noi toți domnul Paller, ar trebui să ia la cunoștință că aceste materiale pe care PSD-ul le duce în teritoriu sunt asumate și ele se bazează fie pe materiale de presă de-a lungul vremii, fie chiar pe documente ale statului român atunci când vorbim de exemplu de cazul Filipești sau declarații de avere publice ale acelor edili. Eu am înțeles că primarul de la Dărmănești sau primarul de la Măgirești sunt deranjați că află comunitățile lor că sunt, prin excelență, niște latifundiari. Să le explice oamenilor ce este în declarația de avere. Nu știu cu ce defăimătoare campania electorală a Partidului Social Democrat, atâta timp cât aceste materiale, repet, sunt asumate conform legii. Deci nu ne impresionează apelurile PNL-ului de a retrage aceste materiale. Doar constatăm că PNL-ul scoate bejul din sediu și constatăm că, de exemplu, la Dărmănești, ei au luat o decizie, biroul electoral de circumscripție de acolo, au luat o decizie de retragere a unui material care nu există, pe baza unei poze. Deci, acel pliant în suport fizic nu există. Și sunt foarte curios să văd cum interpretează biroul electoral județean acest lucru. Există doar o poză a unui presupus material pe baza căreia becul de la Dărmănești s-a pronunțat fără nicio problemă, să vedem ce face Beș Bacău. Interesant totuși cum... Oricum, apropo de întrebarea domnului Popescu de mai înainte, este o campanie atipică din toate punctele de vedere și ce să vezi? Eu am trecut prin atâtea campanii, nu credeam că biroul electoral de circumscripție și partidul de guvernământ efectiv sfidează legea. Și vă reamintesc etapa tragerii la sorți a candidaților, când sunt localități în județul Bacău unde s-a tras la sorți până a ieșit ceea ce dorea primarul în funcție. La Moinești s-a tras la sorți până a ocupat poziția 1 pe buletinul de vot. Bineînțeles cu largul concurs al biroului electoral de acolo, de circumscripție de la Moinești. Sunt lucruri halucinante pe care nu le mai credeam posibile, dar se întâmplă. Se întâmplă. Deci afirmațiile domnului Cătălin Rădulescu nu-mi permit să le... nici n-are rost să pierdem timpul să le comentăm, doar constat că cei de la PNL le preiau cu voieșie și asta este. Dacă mai sunt alte întrebări, acum eu vă mulțumesc pentru prezență. Ne vedem joia viitoare, dacă nu cumva ne vom vedea la aeroport, la inaugurarea aeroportului.